deloc n-ar trebui introdus, pentru că este lume foarte necăjită. Este lume care are mulți copii, este lume care nu are servici și este foarte greu ca să te duci și să plătești la doctor. Și așa pensia avem prea mică, de unde să mai dăm și acolo? Am plătit odată, atâtea asigurări și atâtea dări am plătit din pensia asta. Acum iar ne oprește, care are mai mult de 740 de lei, iar mai oprește, mai ieși la cu plată și de unde să mai... Nu mai rămâne nimic pentru nevoile casei. A trebuit scoasă definitiv asta. Asta e o pedeapsă a oamenilor care o dă conducerea asta a țării noastre, care nu gândește. Nici la Casa de Asigurări de Sănătate nu s-au primit reglementări în ceea ce privește data introducerii sistemului de coplată. Până la această dată nu avem reglementări legale privind introducerea sistemului de coplată în sistemul sanitar. Deși trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2011, sistemul de coplată a fost amânat până la intrarea în vigoare a noului contract cadru pe acest an, care va avea aplicabilitate de la 1 aprilie.